ce înseamnă asta? Poftim? Colegul meu te-a întrebat ceva. Ți se pare că e o glumă? Ți se pare că am venit aici ca să glumim? Ți se pare că noi suntem clovnii tăi? Nu. Nu ce? Nu mi se pare. Nu mi se pare, șef, că nu ne tragem de șire. Văd că nu vrei să vorbești. Mine vorbești? Ce e asta? Asta e bucătăria mea. Asta e bucătărie? Mi-e greaț. Uite ce fac eu în bucătăria ta. Ce dish ai pregătit? Poftim? Am zis ce dish ai pregătit pentru astăzi? Vă spun ce dish am pregătit, dar vă rog frumos, nu mai spargeți farfuriile de la mămica. Farfuriile de la mămica? Jafurile astea sunt farfuriile tale de la mămica? Uite ce fac eu cu farfuriile tale de la mămica. Nu, vă spun. Am pregătit un dish foarte special. Pizza învechită de 2 zile. Pizza? Ce e o pizza? Pizza. Blat, mozzarella, prosciutto, măslin, ardei, mă rog, fiecare cum... Se spune pizza! Credeam că se spune pizza. Nu ne interesează ce credeai tu. Ne contrazici pe noi 3 șefi? Se spune pizza! Deci... Ce fel de pizza ai pregătit? 4 stagioni, amestecată și am pus puțin ketchup deasupra. Prăjoasă combinație. Cum ai pregătit-o? Am sunat la pizza, a venit băiatul, mi-a adus pizza, așa. Am mâncat, am băgat-o în frigider și am uitat de ea și acum am pus-o la microunde de 5 minute. 5 etape. 5 minute la microunde. La nivelul 2 sau la nivelul 3? La 3, pentru că îmi place mai crocantă. Nu ne interesează ce-ți place ție, dacă e crocantă sau nu. Tu ești un nimeni! Tata, așa... Arată-ne dish-ul. De unde ești tu? Târgu Ocna. Moldoven? Mm. Ți se pare ceva amuzant? Asta e o mizerie! Trebuia să pui mai mult lime! E o mizerie!
cea mai bună pizza pe care am mâncat-o în viața mea. Pizza? Da. Crocantă și gustoasă în același timp. Puternic aromul de camembert. Mergi mai departe din partea mea. Din partea mea, trebuia să pui mai mult lime. Acolo e ușa. Vă rog din suflet, șef, vă rog din suflet. Nu. Acolo e ușa. Yes! Yes!